că prezint o supă pentru slăbit. Toată lumea se plânge că nu are timp. Eu m-am gândit să vă ajut cu câteva rețete sănătoase, rapide. Putem să și cronometrăm în cât timp am să fac eu supa de slăbit. Cu ingrediente minune care ne ajută metabolismul, cu care putem face o bună detoxifiere, dar care ne și satură. Și atunci să-i dăm drumul. Avem dovlecel. Dovlecelul știm că nu are nici foarte multe calorii, are extrem de multă apă, dar are și multe minerale și vitamine. Am ales o variantă bio, n-o să-l decoșesc. Am nevoie de coajă pentru fibrele pe care le conțin. O să tai cam jumătate din dovlecel. Nu vreau o porție foarte mare. Apropo, pentru cei care nu sunt acasă să pregătească supa respectivă, chiar dacă e o supă rece, se poate pune de dimineață, se gătește dimineață, se pune într-un termos și se poate mânca la prânz. Am tăiat rapid dovlecelul, deci nu sunt o bucătăreasă extraordinară, sunt o persoană extrem de grăbită, așa că nu se lucrez cu foarte multă finețe. Folosesc apio. Apio, iarăși, este un aliment pe care îl folosesc în cura de slăbire. De ce? Pentru că este diuretic și, de asemenea, nu are foarte multe calorii. În schimb, are o aromă plăcută și atunci ne dă senzație de sațietate. Nu folosesc foarte mult, tocmai din cauza aromei. Și acum, dacă nu suntem mari amatori de tulpină de țelină, să nu ne modifice gustul foarte mult. Mai folosesc un pic de morcov ca să-i dau culoare. E o masă, totul este curat aici, sterilizat, chiar dacă a picat pe lângă acasă, asta este realitatea, nu totdeauna tăiem pe fundul de lemn. Ce mai folosim la supa noastră? Eu, pentru că ador gustul de iute și știm că ardei iute conține capsaicină, grăbește metabolismul, eu o să pun și câteva bucățele de ardei iute. Ce mai folosesc? Mai folosesc usturoiul. Știți cum e când miroși ceapă, că ai mâncat ceapă dimineața, folosești usturoiul ca să nu mai miroși ceapă. Este foarte bun pentru detoxifiere, este antibiotic natural, dă gust bun mâncărurilor și eu îl folosesc și în detoxifierea ficatului, dacă suportăm usturoiul, dacă nu avem probleme cu fierea. Gustul desăvârșit îl dă mărarul și pătrunjelul. Foarte bine se combină dovlecelul cu mărarul. Eu folosesc cantități substanțiale de mărar. Folosesc și pătrunjel, pentru că pătrunjelul are multă, multă vitamina C și de asemenea are efect detoxifiant și diuretic. Și atunci, în ierburi verzi, în clorofilă, eu umplu mâncărurile. Așa, folosim blenderul, nimic mai simplu. Bineînțeles, un pic de apă, ca să avem și un mediu lichid. Atenție, dacă vrem o supă caldă, folosim apa la 40 de grade. Dacă ne grăbim și nu avem posibilitatea să o încălzim, o putem folosi la temperatura camerei. Apa o punem în funcție de cât de diluată dorim să fie. Ne alegem noi consistența. Jumătate din cantitatea de ulei o să o folosesc, nu pe toată. Uleiul are foarte multe calorii, nu ne ajută într-o cură de slăbire și, bineînțeles, o să o acresc un pic de lămâie. Și am pus un pic de lămâie care are multă vitamina C. Mi-e place să fie un pic mai diluată. Și acum o să servesc o supă delicioasă care mă ajută să mențin greutatea ideală. Este vară. Căutăm alimente care conțin foarte multă apă și care să nu ne îngreuneze digestia. Poftă bună! Fiți sănătoși, vă sfătuiește cu drag Dr. Irena Alexori. Rețeta o găsiți integral, cu cantități și cu porții, pe site-ul nostru www.drirenaalexori.ro.